În sfera activităților prilejuite de ziua Poliției Române s-a înscris și concursul Cupa Presei la tir. În cadrul competiției, jurnaliștii alături de polițiștii vâlceni s-au întrecut în îndemânare și precizie la mânuirea unei arme de foc. Cea de-a 192 aniversare a instituției i-a găsit în formă maximă pe reprezentanții media. După o rundă de ochi țintele cu pistoale de calibru 9 mm din dotarea poliției, clasamentul s-a tranșat în favoarea a două instituții media, și anume ziarul Săptămâna de Oltenia și televiziunea VTV. Manifestările prilejuite de ziua Poliției Române vor continua la Vâlcea și mâine, cu o expoziție la molul din centrul municipiului, dar și cu festivitatea principală care va avea loc la sediul instituției.